Haideți să vă spun de ce și de fapt facem noi sex. Noi facem sex pentru că ne gândim că mai ardem niște calorii. Da. Nu mai trebuie să mai duci la gimnastică, nu mai trebuie să te mai duci la not, nu mai trebuie să te mai duci la... Nu, frate, sex, frate. Poziția misionară, 400 de calorii. Poziția capră, 500 de calorii. Om, 500. Dacă înghiți, 100. Și chiar există o teorie că o partidă de sex face cât 100 de metri din not la bazin. Băi, deci vă zic, de când am auzit chestia asta prietenul meu, mamă, și-a luat-o în cap. Își asumă faptul că eu am slăbit 2 kg și știți cum merge prin casă, așa, își deschide frumos cămașa și merge așa. Ai văzut, bă? Datorită mie ai slăbit tu 2 kg. Că altfel erai cât o vacă. Și am zis, băi, fraierică, fii atent. Eu înțeleg că o partidă de-a ta de sex face cât 100 de metri din not la bazin. Dar dă-o, dracu de treabă, cine nuată atât de rept din 30 de secunde? Frate, hai să fim serioși. Deci eu în timpul actului sexual nu clipesc, pentru că n-am timp. Și știți cum e? La noi e poziția Titanic. Mă uit la ea în depărtare cum dispare și zic Jack, come back, Jack, Jack, come back. Tururururururu. Și mai aveți niște sunete în timpul actului sexual, da? Care nu le înțelege. Pentru excitare. E, iui. Absolut. Nu înțeleg. Și partenerul meu face așa. Se zic. Uai, băieți, ce a fost? Da, fii moldovean, asta e. Cam asta este tot. Eu cred că-s virgină, eu asta cred. Nu... Cred că nu s-a întâmplat nimic cu mine. Și vă spuneam că e foarte greu pentru mine, femeile, că noi trebuie să arătăm bine tot timpul, trebuie să... Și am o prietenă de-a mea gras. Bă, suflet foarte bun. O fată extraordinară, dar numai că are unde... Ai măricică. Mare, mare, adică... Aia dacă transpiră, transpiră jumări. Deci, aia dacă faci un sex în trei, ceilalți doi bărbați nu se cunosc niciodată. Și mi-e foarte milă de genul ăsta de femei, pentru că și ele sunt femei până la urmă. Și pentru ele am înființat un nou proiect, se numește X-Factor pentru obeze. Se caută o singură voce care să le facă să nu mai mănânce. Păi nu știu, să vină niște artiști consacrați, știți? Și să le convingă să nu mai mănânce. Să vină cineva, nu știu, care să o imite pe Mădălina Manole, știi? Fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat. Nu fi așa pesimistă, fiindcă n-ai mâncat. Sau să vină Paula Selin cu, știți cum e ea? În ploaie verna. Și noi ne așezăm tot sub tine. E dement. Bine, eu și meseriaș de felul meu și știu să mânuiesc un microfon, adică... Sau să vine lui Armstrong, știi? Nu, Lu, agălesc din KFC. Sau sos mult din ce ori merit. Sau să vină una cu opera. Nu, șorma. Cavaco în gură ta.